În această săptămână se derulează programul Școala Altfel, iar toți elevii vor fi angrenați în diverse activități extrașcolare. Aceștia vor participa la acțiuni pe diverse teme, ce au ca scop implicarea elevilor și a cadrelor didactice în manifestări care să le pună în valoare talentele și capacitățile în diferite domenii. Mai mulți copii și profesori de la școlile 1 și 2 din municipiu, în colaborare cu Palatul Copiilor și Agenția de Mediu, s-au gândit ca această săptămână să o dedice protejării mediului înconjurător. Astăzi, copiii au făcut cunoștință cu tema proiectului și le-au fost prezentate mai multe aspecte din ecosistem. Vom încerca să definim ecosistemul, să vedem cum se pot clasifica ecosistemele și ulterior vă voi spune mai multe amănunte despre rezervația naturală Camadinul Păsărica existentă la noi în județ. Având în vedere că cu ajutorul vostru am explicat semnificația denumirii proiectului Protejăm natura pentru viață, putem foarte ușor să definim ecosistemul și vom vedea că un ecosistem reprezintă o îmbinare armonioasă a sistemelor vii. Partenerii în acest proiect sunt și reprezentanții Agenției pentru Mediu, care spun că prin activitățile desfășurate în oraș vor responsabiliza și ceilalți locuitori ai urbei noastre. În cadrul săptămânii Altfel, instituția noastră va fi vizitată de o serie de copii de grădiniță, elevi de școli generale și licee. Și în cadrul acestor activități care se vor derula pe parcursul acestei săptămâni, vom încerca să le inoculăm tuturor celor care ne vor trece pragul. Dragostea față de natură, dragostea pentru mediul înconjurător, pentru că deviza sub care noi ne desfășurăm astfel de activități de conștientizare este de sănătatea mediului, depinde sănătatea noastră a tuturor. Astfel, pe tot parcursul acestei săptămâni, elevii vor planta arbori, vor participa la concursuri, vor socializa și se vor implica în ateliere de lucru și în activități sportive în aer liber. Pe lângă efectul pozitiv pe care îl vor avea manifestările asupra mediului, acestea vor fi benefice și pentru cei care se implică, contribuind la dezvoltarea psihică și fizică a elevilor.